Acum vreau să ne revenim și să revenim totuși la artiștii noștri și să ne bucurăm de frumusețea și de talentul Anei Lesco. Duminică este ziua ei, iar noi o sărbătorim astăzi în avans, așa că nu putem să-i spunem decât un sincer călduros la mulți ani, Ana Lesco! Poate, poate, poate. Așa arată Ana Lesco, oameni buni. Duminică împlinește o frumoasă vârstă, și anume 24 de ani. Stai să facem și o piruetă. Noi suntem de la Dansez pentru tine, așa? Exact, oameni buni. Ana Lesco, 24 de ani. Duminică e ziua ta, Nișca Maia. Da! Doamne, doamne, Cătălin. Ce este? Ce vârstă frumoasă. Câți ani faci? 42. Mulți înainte. De mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Și vreau să-ți explic... Bine, în două, trei cuvinte, că așa am face mai multe emisiuni pe tema aceasta. Băi, deci este o vârstă excepțională. Hai să luăm loc să-mi spui, adică ce da? Da. Se vede frumusețea rochii și dacă luăm loc pe canapea, crede-mă. Mulțumesc, mulțumesc. Zi, de ce? Adică cum e la 42 de ani? Cum e la 42 de ani? Peste câteva zile. Da. Este aparte. Adică, simți altfel, serios, după ce ai primit 40 de ani? Da, nu, vorbesc foarte acum că mai sunt un ușor așa teatrală, dar... Nu puteai să ții... Scuze, da, că și parcă... Da, dacă te ating, iartă-mă, nu e cu intenția rea. Da, 42 de ani este o vârstă excepțională, de ce spun? Bine, am simțit această... Schimbare? Plenitudine! Are un șurub aici care... Nu e bună masa, nu? Luați-mă și reparați-o. Nu mă iau, mai luați-mă de aici. Am o masă gri cu canapea verde. Da, mă, ce? Apoi, dar gri e foarte... Este o culoare care se potrivește. Crede-mă că iau firmă de arhitectură și de design interior. Bravo, mă, băieți, bravo, mă. Acum vreți, dar griul se potrivește cu orice culoare. Nu, lasă că eram plus aici, vorba lor, au dreptate și... Da. Așa, și cum îți spuneam, aceasta, la 40 am simțit această plenitudine și această, cum să spune ție, Dumne, știi când un fruct s-a copt din toate punctele de vedere? Înțelegi? Un fruct copt. Perfect. Miroase senzațional. Este forma, de fapt, a lui este excepțională. E tocmai bună de reprodus, de desenat, de a te bucura de fructul respectiv. E, asta mi-a adus mie vârsta de 40 de ani. Am realizat o sumedenie de lucruri. O sumedenie de lucruri. M-am copt perfect. S-a copt ciucă. Da. Da. M-am copt. Asta este. La ce fruct să ne gândim? Depinde ce vă place. Depinde ce vă place, sigur. Paleta gusturilor, știi cum. Nu se discută, se gustă. Da. Deci e nouă ne plac fructele, nu, ciuca? Eu mănânc zilnic. Da? Sunt zilnic. Excepționale, știi, pentru digestie. Bine, un pic cam îngrașă, știi? Adică... Păi uite-te la mine. Știi cum e Dumnezeu, așa, cu o mână îți dă, cu altă îți ia. Deci e important să te gândești... Stai o secundă, am câteva provocări pentru tine, dar pentru că astăzi este... Greta, am uitat. Este ziua ta de naștere. Am un buchet de flori. Voi, ce... Astea sunt niște culori senzaționale. Doamne, dacă aș fi... Știi cum vorba aia? M-aș fi asortat un pic ruzele, dar... Și Ana, pentru că ești o fată de zahăr și pentru că ești o fată extraordinară și pentru că ai venit aici la emisiune, avem un tort. Un fruct. Un fruct, exact. E un tort pentru tine. De la Hadad? Cum? De la Hadad? De la Hadad? E de la Hadad? Șef Hadad, ce faci, bre? Salut, șef! E ce trebuie? Mă, nu era. Ce? Frișca asta nu? Frișca asta nu era. Asta ai spus să... Mure? Mure, da. Asta, fructul acesta s-a copt, știi? Despre care Zmeura. Am tot urmă. Acum pot să zic că sunt satisfăcută. Ai pe mie mi-ajunge să știi că de obicei eu practic, eu n-am nevoie să mă satur, n-am nevoie de saturația asta și mă satur și foarte repede, nu-mi place. Dar să gust așa un pic, să moi pe aici colo, îmi place foarte mult, să știi. Florile tale sunt senzaționale, îți mulțumesc din suflet. Tortul este foarte gustos, iar tu ești o companie excepțională. Simt că putem discuta foarte multe lucruri și simt că putem ajunge la un consens. Nu tot timpul.
Dacă, nu, că mai pot să mai stau așa cu mai... tu fac, cum se numește, ciucă, izometrie, nu? A, tu dorești, da, exact. Nu, nu, nu. Ciucă e cu sportul sau care trebuie? Da, de da, ce? E, a, a, ia, bra. A, da. Ia. Și ridică un pic tricou? A, nu, lasă. Asta la, după, nu, mai târziu, de că a fost sărbătorile astea. Ana, dacă ți-e dor de mușchi și de abdomene, de ziua ta mai multe provocări. Fii atent, o să te uiți la televizor și o să vreau să vedem dacă ghicești cine este în acele fotografii. O să-ți arăt doar părți din omul respectiv. Aoleu, toți deci sunt... îmi pun cum ar veni și minte și memoria în mișcare. Fii atent, toți sunt bărbați din showbizul românesc, da? Și vreau să vedem cât de bine te descurci și dacă îi cunoști și dacă îi recunoști. Atenție mare, e un pariu între noi doi. Dacă... Între noi cine doi? Între noi doi, adică dacă nu recunoști mulți bărbați, trebuie să ne trimiți de ziua ta un coș cu fructe. Ai, nu pot să cred. Păi ia să vedem, stai că pregătită? M-am emoționat. Atenție, începe provocarea, dar și pentru cei de acasă și dumneavoastră puteți să intrați în concursul nostru și în jocul nostru. Atenție, Ana, fii atentă, prima poză. Cine e? De la noi? Da. Poate să fie Alex Velea? Hai să vedem. Hai să vedem dacă ai ghicit. 1-0, perfect. Bine, bine, Ana, bravo, ai 1-0. Mergem mai departe, da. Următoarea fotografie, ia privește. Cine? Un luptător, sport, un ceva, un cu sportul, cu, este un ring ceva. Nu pot să-ți dau niciun indiciu. Unul dintre frații Stoica? Care? Celălalt tatuat, de ce să este Andrei? Bă, băiatule, ia să vedem. Ha, perfect. Câte din astea întrebări ai? Suficiente. 2-0, mamă. Dar nu-mi place asta, pentru că tu s-ar putea să mă duci în direcția aia, ca eu până la urmă să... Da, hai să vedem în ce direcție. Hai să vedem. Următoarea fotografie. Până acum, Ana a ghicit ambele fotografii. Da. Vedem a treia fotografie, iar oamenii de acasă pot să-mi trimite mesaje pe WhatsApp sau să strige tare, pentru că și eu țip de aici de la televizor și noi să-i auzim dacă ei ghicești cine-i poza asta. Asta e tricky, poza asta e tricky. Niciun tatuaj. Tot de la noi? Da, tu, toți de la noi. Așa bărbați avem. Păi, cine? Hai să zicem, poate să fie și un fotograf. Știu că Hennessy s-a bilduit așa, dar mereu a fost. Dar el nu s-a pozat așa, știi? Adică deci poate cine? Să fie... Dar de unde ai văzut dacă nu s-a pozat? Păi zic, așa nu s-a pozat niciodată Hennessy. Deci se pozează la sală. Așa? Păi, dar îl văd, pentru că îl urmăresc. Se pozează la sală, așa. Uh-huh. Dar stai puțin, deci, nu... Zi, un nume, hai. Bogdan Lădău sau ce vrei să zici? Nu. Poate fi, dar nu cred. Ai zis de asta zic, zi, hai. Nu. Să fie, îl cheamă ăsta, Hâț? Dorian Popa? Dorian Popa? Nu, că Dorian parcă are pectoralul mai umflat, așa, nu? Sau cum? Da. Hai să vedem. Deci nu, Dorian cred că aici Popa. Am greșit, nu sunt sigură, nu. Hai să vedem. Hai să... Ai văzut că eu totuși... Este cei de la noi? E Benny tu, tot băiatul cu băiatul acela care a câștigat, da... Da, cu Bader Hari. Gata, da, și am întrebat, mă, că e un român, zic, care român, dom'le, ca și el în fotbal la voi, știi? Da. Și că e plin așa, știi, cu... Și când te uiți, care echipă, care român, toți, știi? Da, dar e al nostru, e Benny. Din cu totul altă, deci, dar 2-1. Este al nostru, da, am înțeles, 2-1, am aflat Ana, 2-1. Într-un final. Mergem mai departe, hai! Aici, cine e? Johnule Hâț. Dorian Popa, nu? Da, păi ce trebuie? Nu? Hai să vedem. Și ele cu de-astea, cu... E stilul lui așa de a poza. Atât. E, mare, 3-1. A, mă, că... Bine, ești bine, Ana, joci bine, joci bine. Hai să vedem. Da? Aici? Cine e? Repede. Mama, cât de tatua poate să fie... Domne, iartă-mă. Aoleu. 3, 2, 1. Ce acum. Să zic, cum îl cheamă? Am participat cu el la... Stai să-ți explic, da? Acum da. Și ajungem. Deci acum am răspunsul, dar nu cred că este... Zi, exact, ai participat el? Cu el? Unde? Da, și el face un sport de contact din asta, așa, ceva cu meme, nu știu cum, ceva foarte urât, așa, de încuști cu de-astea. Zi cine e? Nu e el, nu? Nu știu, zi. Am fost la Fort Boyard.
Dar într-o altă echipă a fost el, nu cu echipa. Zici, nu e, zi numele. Cristian, nu știu cum... Mitrea? Da. Cristian Mitrea, zici tu? Cine e Cristian Mitrea? Păi, e un băiat super mișto, crede-mă. Păi, din ce domeniu? Păi, MMA, din asta, luptător. Păi, ăsta este probabil. Ia, hai să vedem. Hai, să vedem. Deci este Gianni Chiriță, tu. Oh, aoleu. Păi și stă în jungla aia să nu-l recunoști. Ce cu el? Atât s-a putut. Deci 3-2. Haide, da. Mai departe. Repede câteva fotografii, pentru că mai vine cineva să-ți facă o surpriză. O să vezi despre cine este vorba. Cine este în această poză? Hai. Nu știu, un manechin ceva foarte chinuit puțin. Să un manechin cu chinuit, așa? Da, da. Bă, hai. Deci n-am nicio... Pentru ăsta n-am niciun... Niciun indiciu? Da, e netatuat. Așa poate să fie oricând un... De-asta de la botezatul... Hai. Un manechin de la botezatul, poate să fie un... Deci nu știi. Eu pot să spun că e celebru. E celebru de la noi? Da. Hai. Doamne, maica, domnule, cine mă... Deci nu știi. De celebru? Da, nu știu. Perfect, facem 3-3, deci nu știi cine e. Este... Dar pot să zic Bogdan Vlădău? Tu zici Bogdan Vlădău. Da. Dar e Horia Tecău, tenismenul. Horia Tecău, tenismenul. Serios? 3-3, da, Ana. 3-3, hai că e egalitate, mai dar avem o poză. Dar nu aș fi crezut că Horia Tecău se pozează așa. E, uite-te și tu ce să-i faci. Tu-l urmărești? Pe Horia, pe Instagram, da. Eu să-l urmăresc. Dar pozele astea de la colegele mele, care-l urmăresc mai îndeaproape. Păi, dar de ce, mă, colegele tale nu-mi spun și mie pe cine să urmăresc? Ai aflat. Fii atentă, e 3-3, acum e ultima fotografie și aflăm dacă ne aduci luni coșul cu fructe coapte. Și Horia Tecău când a pozat aici, asta se poze recente sau e acum 1000 de ani? Asta nu știm, cauți pe Instagram și vedem. E, vezi, asta nu-mi convin. E 3-3, cine e? Hai. Hai. Mama. Hai. Asta e o poză special să nu câștig, să nu... Da, deci, ce e asta că... Ia, ai un indiciu în poza asta. Păi dacă e un luptător. Exact. Și poate celebru. Să fie Cristian ăsta despre care am zis eu înainte? Mitrea? Da. Poate să fie oricine, nu vreau să spun. E 3-3, vreau luni să avem un coș de fructe coapte la emisiune. Zi, cine? Și așa repede, adică sincer, zici că îi cunosc. Eu urăsc să pierzi foarte competitivă. Deja mă simt... Zi un nume. Îl cunoști, e celebru. Uite, văd că e cu mănuși. Cât de celebru poate să fie? Hai, zi. Este? Că este cu MMA. Cu MMA, cum e? Ăsta cu Cristian. Ăsta e? Cristian. Știi, cum îl cheamă? Ai pierdut, hai. Nu e Cristian Mitrea. Uite-te cine e. Cătălin Moroșanu. Dacă n-am fost cu Cătălin Moroșanu la niciun concurs din ăsta, da, într-adevăr, n-am. Da, asta e, am 4-3, dar fii atentă, îți mai dau o șansă, ultima poză. Da, dar nu, eu am epuizat pe toți ăștia, deci crede-mă, cred că o să... Cum i-ai epuizat pe toți? Tatuajele astea, deci chiar trebuie să urmăresc mai mulți bărbați, dar nu din România. Eu nu prea îi urmăresc. Hai, zi, nu, n-ai zis că e din România, e nu? Celebru. Și ăsta e celebru? Foarte. Poate să fie acel băiat care a câștigat concursul acela, e și actor? Gen știu. Survival? Care are o fetiță și soție foarte, foarte drăguță, o svarsă cu nume. Ștefi, uite-te tu la mine, cum îl cheamă pe băiatul acela? Nu e, nu e. Da, tu te-ai prins, nu te care zic. Nu m-am prins. Are cine o familie foarte drăguță, de așa, și a câștigat gen un concurs din ăsta, dar nu care s-a desfășurat la voi pe ăsta. Nu, pe un mai sunt canal. Concursuri și la alte televiziuni. Da, 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 da. Nu e Vladimir Drăghia, tu da, da, da. Tu zici că e Vladimir Drăghia? Da, mulțumesc. E sigură? Nu știu, așa mi se pare. Poate fi. Ana? Da, Vladimir? Vladimir? Nu? Vladimir, da. Nu e, nu? Păi și cine? Și nu știu cine e asta. Cine e domnul acesta? Mă, nu știi? Sau nu vezi până acolo? Ia pune-l aici, Greta. În, eu văd, dar pe cine trebuia să văd? Uite-l tu, văd, ia cine e aici? Scuze. Da. Cine e? Mutu? Exact. Perfect, am nimerit. Ai pierdut. Ce vrei de la mine? Coșul cu fructe coapte. Primăvara?
Luni. Acum luni, da, acum? Da. Doamne ferește. Păi, știi ce pot? Știu deja ce copt. Deci mere coapte. Nu contează, luni aduci. Altceva copt așa. Luni aduci ceva care să te caracterizeze eu, pe tine. E foarte greu de găsit. Exact, cum ne-a povestit, e greu de găsit. Dar fii atentă, mai am o surpriză pentru tine, pentru că de ziua ta merită să ți se întâmple lucruri magice, iar eu am un prieten, Robert Tudor îl cheamă și astăzi este alături de noi. Poate, poate să mergi la departe, da. Nu l-am găsit, sărmâna. Să știți că eu v-am urmărit la Ferma Vedetelor, n-am pierdut nicio emisiune. Și? Și ce ați înțeles? Mi-a plăcut foarte mult masajul dumneavoastră. Masajul? Masajul îmi plac, masajele îmi plac, da. Masajele. Da, da. Și faptul că n-ați mai ținut cont de camere, de filmat, de nimic. De camere și ați fost Ioan dumneavoastră Alescu, exact cum ați fost dumneavoastră. Da. Ceea ce am... Vrei să-i facem ceva să ne țină minte? Ana Alescu, eu astăzi... Eu trebuie să vă explic ceva, eu nu cred în magie. Da. O să vi se schimbe viața după momentul ăsta. Nu. Deci nu cred în magie, nu cred în chestii din astea, nu eu cred nu cred în nicio magie, dar ochii tăi m-au făcut, știu? Da. Ideea este fermător, am venit cu am și asistenții mei acolo, băieții, Ciucă și cu Nicolaina. Da. Aduceți-mi, vă rog, masa. Eu am venit cu tehnici de supraviețuire. Ei sunt astăzi băieții care iau masa, aduc masa. O, mă moară. Mamă, ar fi cea mai bună asistentă în spectacolele mele de magie, că nu s-ar mai uita nimeni și ar putea v-a face orice. V-a căzut nasul ăsta, mincinos. Deci ideea este fermător. Ce fac eu în perioada asta, pentru că normal e pandemie, în perioada asta de pandemie fac numere de magie sau cum să supraviețuim? Da, eu nu cred în numerele astea. Foarte și nu cred bine, în magie. Foarte bine, e ca și când eu știi cum zici tu mie, că mie nu-mi place cum cânți tu, cam așa zici, și că eu dacă mi-ar da cineva un CD cu tine la așa. E posibil. Ai luat omul care zice că nu-ți place magia. Da, cel mai tare magician e din sud-estul Europei. Eu deci, dar de fi, dacă omul nu crede în magie, ce voiam eu să spun? Ciucă, vino puțin, te rog, aici. Hai să te arăt cum să supraviețuiești în pandemie, da? Numere de magie pe care le-ai putea face în pandemie. Așa să te trag, vino, te rog, puțin mai în față. Și eu zic, Ana, să fii deschisă, că poate de astăzi o să crezi în magie. Da, așa zic și eu. Îți plac bilele? El mănâncă tort acolo și pe noi ne pune să credem în magie. Îți plac bilele? Hai să luăm ceva ceea ce îți place. Îți plac bilele? Depinde. Bilele roșii. Depinde. Uite-te puțin, bila asta o duc aici, rămâne în mâna stângă, mâna stângă, iar pe asta mâna dreaptă. Strâng, dispare dintr-o mână și apar amândouă în palma dreaptă. Hai, wow! E, și numărul ăsta de magie ai putea să-l faci să supraviețuiești în pandemie. Adică, duci bila în mâna stângă, Ana. Da, Ana. Eu sunt aici! Duci bila în mâna stângă, dispare dintr-o mână, apare în cealaltă. Asta se întâmplă în mâna lui. Duci bila în mâna stângă, dispare dintr-o mână, apare în cealaltă. Strânge, te rog, asta se întâmplă la tine, dispare dintr-o mână și apare în cealaltă. Spune, te rog, formula magică abracadabra și apare acolo. E, ai văzut ce... Da, aveam nevoie de tine la fermă. Ai văzut ce s-a să întâmplat? Să mulțești bilele astea dintr-un nou pe care l-așteptam 12 zile. Nu s-a întâmplat altceva. Mi-am furat ceasul nenorocitul. Să putem și noi să mâncăm. Mi-a luat ceasul nenorocitul. Un ceas, da? Un ceas, poftim, ține. Deci, asta pentru nu, nu, că nu mi-aparține și nu vreau. Uite, las pe masă sau alte modalități de a face bani în perioada de pandemie. Stai, te rog, aici în față, cum pot face șiretul să dispară? Foarte simplu. Pun mâna pe șiret, șiretul se dezlipește și apare pe mâna mea. Ușor, aici, uite. Pun mâna pe șiret, aici, șiretul se dezlipește și apare pe asta. Sau în partea asta, la altă, ușor, pun mâna pe șiret, șiretul se dezlipește și și ți-a luat cheile de la mașină. Cheile și telefonul. Cheile și telefonul, deci într-o fracțiune de secundă, cum să supraviețuiești în pandemie. Bine, alea sau... cheile lui, de fapt, și eu. Aș putea face ca să crezi... Mamă, ce cum e asta, bă, salut. E bun, mă, rog, dar ce mai bun. Cătăline, vino puțin, te rog. Tocmai mâncam. Deci tu te vei îmbrăca cu sacou, iar eu legat... Poți să zic ceva? Da. Oameni buni, urmăriți-l pe Robert Tudor pe Instagram, pe TikTok, e senzație ce face acolo, pe YouTube. Iar eu când am văzut că ai luat bilele astea și că îi faci magia, eu te urmăresc pe tine, știi că sunt fanul tău. Da. M-am gândit că îi spui la ce se gândește ea, pac, 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 și când apare... Îi fac data viitoare, merita să-i fac, bă. Da, dar nu puteam, numai pe online asta. Da. Urmăriți-l pe magia, deci, face niște lucruri senzaționale. Deci, ideea este în felul următor. Am aici o eșarfă. Da. Eu legat la mâini va trebui să-ți iau ție eșarfa asta, fără ca tu să simți, da? Ține, te rog, stai să mă legi la mâini mai încă, stă bine, fără foarte ca bine. Fără ca eu să simt?
Fără. Da, deci îl legăm la mâini, da? Da, leagă-mă ca lumea, leagă-mă. Păi, leagă-mă. Pune la spate mâini. Fă not ca lumea. Așa, deci, băi, nu, uite, da. Ți s-a întâmplat, da, mai tare încă o dată. Așa. Ți s-a întâmplat. Băi, ești nebun, te-am strâns tare. Tare, mai tare, mai tare, strânge mai tare. Nu, strânge tare, strânge tare să-mi iasă tare, tare, mai tare. Păi maxim, nu mai poți să strângi. Așa, și acum, toate mâinile se duc, dă-i drumul, mâinile se duc la spate. Ia uite-te. Și tu mă legi. Pur și simplu mă legi la spate. Leagă-mă, te rog. Stai, stai să vadă, stai să vadă, uite, întoarce-te așa. Deci, legi la spate. Așa. Leagă-mă strâns, te rog. Nu poți să credești, nebun la cap. Da, să vadă toată lumea. Bă, dar e prea strâns. Bă, nu? Leagă-mă, mai strâns, Cătăline. Bă, dar ți se îndinețit mâna, e strâns. Tare, strâns tare. Ana? Da. La mulți ani să fii sănătoasă. Mulțumesc. Mamă, mulțumesc, la fel. Sunt legat. Uite-te. Da, văzut. Ana, te rog mult de tot, pune-ți sacoul pe tine. E bun Anei, sacoul tău? Da, pune Anei sacoul. Vom intra amândoi. Hai, aici. Bagă sacoul, Ana. Să-și bage să mâinile. Bag mâinile? Mamă, ce mișto miroși. Bag mâinile? Bag. Și? Da. Intră, te rog, acolo în sac. Hai. Mamă, deci m-am uitat și când ai spus tu că te-au întrebat acolo care au fost locurile tale unde ți-a plăcut să acolo faci dragoste. Unde? La ferma vedetelor, scuză-mă. Nu mai ești la sosurile lui, ți-a zis. La ferma, tu le-ai dat la altă ferma. La noi la emisiune, la sos. Hai, bagă-te, hai. Da, intră și tu aici. Eu n-am participat la ferma aia. Vino în partea asta. Și a zis că în avion, că... Deci tu ești legal la mâini și acum o să... Eu legal la mâini. Și o să iei șarfa? Stai, lasă-o jos. Deci când o să zic eu jos, când eu zic la... Stai, Ana. Când zic eu jos, da, atunci las jos. Ăsta e semnul de jos. Ridică, jos. Iată. Stai. Iată. Ana. Da. Uite, uite, și eu sunt legat, da? Deci eu legat. Eu legat cu sutienul tău. Nu vreau să mă bag în treaba asta. Lasă sacoul acolo, te rog. Lasă-l pe tine, Ana. Lasă-l, te rog, acolo pe tine. Nu, da. Acum cine știe ce mai scoate. Nu, ia-l pe mâini. Ia-l pe mâini, mâine, ia-l pe mâini. Așa, hai. Ridicăm iar. Ridicați, vă rog. Ai, până acolo, da? Până acolo. Stai, lăsați să mi se vadă fața, să mi se vadă fața. Deci ai văzut? Mie și ei, da? Deci sacoul e pe tine, șarfa este la tine, da? Da, și acum, când zic eu 1, 2, 3 și ridicați, da? La 1, 2, 3 și. 1, 2, 3 și. Ridicați, vă rog. Bă, ce faceți, mă? Băi! Stai! Băi! Stai, gata! Nu! Sus! Băi! Stai! Gata! Ia de tot! Sacoul era pe ea, eu legat la mâini, cu Ana Nesco, în chiloți. Bă, ești nebun la cap. Bă, și mie mi-a plăcut să fiu la ferma vedetelor cu ea. Da, mamă! Bă, e senzațional, n-ai cum să nu zice. Cel mai tare magician e prietenul nostru, Robert Tudor. Bravo. Ai jucat vreodată la pariuri? Da. Da, eu am... Am pentru voi o chestie pe care o... Hai, scuză-mă, da. Eu am o chestie... La valiera, lasă-mă! Deci, Cătăline... Da, suntem oricum, suntem prieteni, mai sunt secrete este între noi. Stai așa, punem buzunar. Ăsta e un foraj, fac din ăsta un foraj. Ce faci? Un foraj. Nu are nimica, că da. Cât de bine s-au pierdut în viață. Ăsta este gunoiul. A, ăsta e un foraj, aha. Da, mă, da. Și voi, prin două mutări, pe 2 milioane. Stai să scot 2 milioane, că am... făcut drumul la cerea era pe vreme. Așa. Deci voi prin două mutări trebuie să dați gunoiul afară. Dar nu te mai auzi, că n-ai microfon, ai microfon, ai. Fără să ai atingeți... Ai stricat la valiera, bă, băiatule. Ai stricat, oameni. Ia, mai zi ceva. Fără să atingeți gunoiul, trebuie să lăsați gunoiul în afară și forajul să fie liber. Adică forajul să fie exact așa, în altă parte, și gunoiul afară. Dar din două mutări? Doar două bețe aveți. N-ai cum să faci asta. Hai, mă, încearcă pe 2 milioane și dacă vrei... Dar pune bani jos. Iată, pune bani. Și faci tu? Încearcă. Ana, ia zi, cum facem asta? Eu nu fac pariuri, nu. De ce mă nu faci pariuri? Ai făcut atâtea în viață și nu poți să faci pariuri, două pariuri. Da. Uite, ești bogat. Uite, 2 milioane din partea mea, să știi. 2 milioane să fie, deci, că 2 deci milioane trebuie două să mutări și practic apare alt foraj. Da. Scuză-mă că m-am dezbrăcat cu tine chiar. Ți-a plăcut numărul? Și trebuie să fie gunoiul în afară? A fost entertainment. Deci gunoiul în afară. Deci gunoiul rămâne în afară, nu? Da, gunoiul în afară. Încearcă din două. Păi eu am o idee așa. Bă, bagă tu că a pus omul bani, na. Fii atent. Ziana, cum facem? Dacă fac... Nu fac pariu, dar pot să mă dau cu părere. Zi. Deci două mutări, două, așa. Două, așa. Așa. Una. Și așa. Ți-a luat banii. Ți-a luat banii!
Te pup. Și nenorocitul a zis că nu știe. I-am făcut înainte, la începutul emisiunii, și mi-a zis că nu știe. M-a lăsat să pun bani. Și mi-a luat bani. Nu fii atent, recunosc că n-a fost... Trafalet m-a învățat. El m-a învățat. Păi de bani, ia trafaletul atunci. Stai mă că tot unii tu ai... Trafalet m-a învățat, el a știut. Glumim, eu las, eu iau telefonul, ceasul, cheile. Mai vii pe la noi, da? Da. Numai bine. Ana, mi-a plăcut de tine la mulți ani, să fii sănătoasă și tot ce-ți dorești. Mulțumesc, la fel, la fel, să-ți multă, multă sănătate și copiilor și da. Da, cu fructele, o să vină cu fructele zemoase, da. O să-ți fac un număr de magie cu fructe. Și fii atentă, facem în felul următor. Da. Vreau să fie o promisiune aici, dacă se poate, Ana. Da. La ziua magicianului. Să vii tu să-i facem o surpriză, să crești ceva. Mie nu-mi place, mă. Când e ziua ta magicianului? Îmi place cum cântă. Noi astăzi ne-am... Noi nu crede în muzică. Nu ascultă muzica pe care o cântă Ana Lescu. Nu, astăzi noi am înțeles ceva. Cam așa a zis ea, când vine cineva și îți place, ar trebui să te bucuri de un entertainment, înțelegi, pe care face un om. Și zici, mie nu-mi place magia. E cam așa, băi, are o muzică de tot căcat, în afară faptul că se dezbracă. Mie nu-mi place. Cam așa e, bă. Eu zic că până la urmă să plecați, să mâncați împreună tort. Hai totul să fie cred pace. Cred că e ultima emisiune. Dar nu eu. Noi nu ne-am certat. Nu, bă, tu ești prietenul nostru. Da, bă, ce dracu. Mă rog, până la urmă, hai să mâncați un tort împreună. Da. Nouă ne place și muzica și magia. Ne plac. Ne plac. Ana, tortul, florile pentru tine, la mulți ani, iar noi, oameni buni, după o scurtă pauză de publicitate, revenim. Până atunci, vă așteptăm pe WhatsApp, îi spunem la mulți ani Ana Lescu și puteți să-i transmiteți dumneavoastră pe contul ei de Instagram, Ana Lescu, sau pe Facebook, Ana Lescu, la mulți ani.